întâlnim, iată, an de an aici, la acest monument pe care l-am amenajat aici pentru Asociația Foștilor Deținuți Politici, ca și recunoașterea jertfelor care au fost de-a lungul timpului făcute de către înaintașii noștri, de către cei care s-au luptat contra comunismului. Este și un moment trist că trebuie să comemorăm pe cei care nu mai sunt printre noi astăzi și care au făcut aceste jertfe, dar și să ne bucurăm de puținii care mai sunt printre noi și să-i apreciem și să ne întâlnim cu ei, să le spunem lucrurile bune, să spun așa, din punctul nostru de vedere, și să ne bucurăm că mai sunt printre noi, și faptul că ne întâlnim an de an aici înseamnă foarte mult și pentru ei, dar mai mult pentru noi. Trebuie ca cei care suntem astăzi, generația de astăzi, să nu uităm aceste lucruri și să ne aducem aminte tot timpul de aceste lucruri care s-au întâmplat de-a lungul istoriei, pentru că mulți s-au murit, s-au jertfit în pușcării, în locuri sinistre de pe teritoriul României, care au funcționat și care trebuie să nu mai fie niciodată existente așa ceva. Le mulțumesc pentru că și astăzi ne-au întâmpinat aici, ne-am întâlnit cu ei și să ne bucurăm foarte mult pentru că sunt printre noi și noi astăzi am avut această ocazie. N-am putea să spunem că nu și-au dat tot interesul să iasă cât mai bine, cât mai frumos, în mod deosebit, un respect deosebit întregului cler care mi-a scăpat din cauza emoțiilor. Așa, să le mulțumesc, deci organizând pe culte, fiecare cult ortodox, greco-catolic, catolic, plus cei din Germania, german, așa, evanghelică, mai bine zis, este deosebit. Garnizoana a dat un plus de valoare acestei recunoștințe a celor care am fost, care au fost, și printre ei celor care am mai rămas dintre ei.